Astăzi vom vorbi despre dedicarea vieții lui Hristos. Atunci când este cât mai devreme să începem acest proces și pe această cale vom avea muri, multe și frumoase descoperiri și poate că vom ajunge să înțelegem și noi cât de mult Domnul s-a dedicat nou ca să ne răscumpere, să ne aducă înapoi în casa cerească și uh, apostolii uh, care îl cunoșteau pe Hristos, își vedeau anume și acest uh, lucru ca scop al vieții, mai presus decât evangelizarea, salvarea autora, și atât apostolul Pavel spune că el aleargă, viața este o alergare căutând să-l apuce pe Hristos, întrucât și eu am fost apucat de Hristos. Aceasta a fost dorința arzătoare mai presus de toate dorințele. Astăzi, vorbind despre dedicarea vieții lui Hristos, învățătorul nostru o să fie Apostolul Petru. Vă vedea cum el a încercat să se dedice Domnului Iisus Hristos și ce lecții, ce învățăminte a făcut el mergând pe această cale a dedicării pe care astăzi stăm și noi cu Domnului. Suntem gata de această călătorie împreună cu Apostolul Petru? Amin! Amin. Domnul să ne binecuvânteze și să ne ajute! Este vorba de ultima întâlnire a Domnului Iisus cu ucenici, tare mult a dorit să facă cina, cum și astăzi suntem noi la cină, să prânzească cu ei. Și apoi, după ce i-a slujit, i-a spălat picioarele, le deschide lucrurile care au în curând să se întâmple și spune că în noaptea aceasta toți veți găsi în mine o pricină de poticnire, căci este scris, voi bate pastorul și oile, oile turmei vor fi risipite. Domnul vede clar lucrurile care au să se întâmple. Și iată că a, a, la Luca 22, de la versetul 31, Domnul are o discuție specială anume cu Apostolul Petru, care era mai marele, așa considerat dintre toți apostolii și Domnul are un mesaj special înainte de acest ceas al încercării pentru apostolul Petru. Domnul a zis, Simone, Simone, satana v-a cerut să vă cearne ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu să întărești pe frații tăi. Deci Iisus clar vede ce are să se întâmple, Înainte ca să se întâmple ceva în lumea noastră fizică, se întâmplă ceva mai sus undeva în lumea spirituală. Și Domnul Iisus a avut această înfruntare din partea lui Satan și el se roagă lui Tată ca Domnul să îl păzească pe Petru. Însă Petru nu este la această înălțime, Petru vede doar ceea ce stă în față și el este plin de dedicare, plin de curaj și spune Domnul următoare cuvinte cu tine sunt gata să merg chiar și în să și la moarte. Și Iisus i-a zis, Petre, îți spun, îți spun că nu va cânta astăzi cocoșul până te vei lepada de trei ori că nu mă cunoști. După ce revenim peste câteva ore, uh, relatarea continuă. revenim uh, la Petru și la Domnul Iisus peste câteva ore după ce Domnul Iisus a fost prins și a dus la Marele Preot. Scrie mai departe Evanghelistul Luca, după ce au pus mâna pe Isus, l-au dus și l-au băgat în casa Marelui Preot, Petru mergea după el de departe, au prins un foc în mijlocul curții și au șezut jos, Petru s-a așezat și el printre ei. O slujnică l-a văzut cum ședea la para focului, s-a uitat țintă la el și a zis, și omul acesta era cu el. Dar Petru s-a lepădat și a zis, Femeie, nu-l cunosc. Peste puțin l-a văzut un altul și a zis, și tu ești unul din oamenii aceia. Iar Petru a zis, omule, nu sunt dintre ei. Cam după un ceas, un altul întărea același lucru și zicea, nu mai încape îndoială că și omul acesta era cu el, căci este galileian. Petru a răspuns, omule, nu știu ce zici. Chiar în clipa aceea, pe când vorbea el încă, a cântat cocoșul. Domnul s-a întors și s-a uitat țintă la Petru. Și Petru și-a adus aminte de vorbă pe care i-o spusese Domnul înainte ca să cânte cocoșul, te vei de mine de trei ori. Și a ieșit afară și a plâns cu amar. Ne-am fi așteptat că așa oameni mari lui Dumnezeu, apostoli, să fie totuși mai mult dedicați ca apostolul Petru. Poate că și noi, cum și apostolul Petru, unele lucruri care țin de dedicarea noastră față de Domnul Iisus Hristos, încă nu le am înțeles. Și dacă nu vom învăța lecția lui Petru, s-ar putea că pe acest proces al dedicării și pe noi ne așteaptă o cădere, cum a experimentat și apostolul Petru, ca să învețe lucrurile importante. De aceea vom vorbi astăzi despre aceste momente legate de dedicare și în primul rând vorbim despre dedicarea noastră pentru Hristos, vom vorbi despre dedicare și slavă. După ce Domnul Iisus Hristos a înviat, s-a întâlnit cu Apostolul Petru ca să-L restabilească în slujire, în apostolie, Domnul Iisus a avut un cuvânt special pentru el și a spus adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai. Dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. A zis lucrul acesta ca să arăte cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Și după ce a vorbit astfel, i-a zis, vino după mine. Primul lucru despre care vom vorbi, vorbim despre dedicare. Este important să hotărâm pentru ce anume ne dedicăm lui Hristos. Când citim despre timpurile încât de răsăritul omenirii, când au început oamenii să se înmulțească, găsim la Geneza, în capitolul 6, că ureașii erau pe pământ în vremurile acelea, aceștia erau vitejii care au fost în vechime oameni cu nume, dar iată că Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirele gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău, adică spre violență. Cineva zicea că oamenii mari luminează celor ce sunt departe, însă pe cei ce sunt în jurul lor iard. Poate cineva încurcă Duhul eroilor, despre care am citit încă din Geneza, cu Duhul Sfânt, fiindcă și unii au fapte mari și alții au fapte mari. Dar este o diferență mare în modalitatea cum se comportă un erou cu alți oameni și cum se comportă un om care este plin de puterea Duhului Sfânt să dedică lui Hristos. Aceasta este relația lui cu alți oameni, comportamentul față de alți oameni. Omul care se vede erou, care își proslăvește și își face un nume mare, el întotdeauna va avea relații de dominare cu alți oameni și noi știm că au luat aceste lucruri până la dictatură și teranie. Toate încep în relațiile rolului cu oameni cu impunerea altora să-i facă voința lui. Sunt metode directe, indirecte de a-i pune pe alții să facă voia ta, este putere moale sau este mână de fer, dar se pare că Domnul Iisus Hristos este cu totul străin în aceste metode. El spune, Apostolul Ian a relatat aceste cuvinte, Eu sunt pastorul cel bun. Adevăratul real vă spun că cine nu intră pe ușă în staulul oilor ce sare pe altă parte este un hos, un tâlhar. Și apoi spune, după ce pastorul a scos toate oile, merge înaintea lor și oile merg după el pentru că îi cunosc glasul. Se pare că bunul pastor nu depune niciun efort ca oele lui să-l urmeze pe el. Nu este un model de impunere. El nu merge din spatele lor cu biciul, el merge înainte și îl urmează. Clar lucru că Domnul Iisus nu are de gând să, pas, să paște oile. Oaia este, căprele, mă scuzați, capra este un animal total diferit. Capra caută să se cațere undeva tot mai sus, pe acoperișul casei sau undeva pe o stâncă. Cred că nici Domnul Iisus nu ar putea să pască o capră. De aceea, el are o altă preocupație, el este pastorul anume oilor. Și politicienii de astăzi spun că este imposibil de condus societatea de astăzi. Este imposibil să te ții de norme morale, dar Domnul Iisus, spune că împărăția mea nu este din lumea aceasta. Și apoi când au venit iudeii, știau că au gândul să vină, să-l ia cu silă și să-l facă împărat, Domnul Iisus a fugit de la ei, s-a suit la munte și s-a rugat Tatălui din ceruri și a primit slavă veșnică, nu una trecătoare, slavă omenească. Deci în împărăție cerească Domnul Iisus nu duce pe nimeni cu deasilă, el are alte metode de ne-a la el aceste lucruri, modul cu Domnul Isus ne dă pace și liniște adevărată, cum Dumnezeu lucrează cu oamenii, se pare că această lecție n-au învățat evreii nici în pustiu, când au fost scoși din robiei Egiptului, nici mai târziu. De aceea, zice Dumnezeu, m-am dezgustat de neamul acesta și am zis, ei totdeauna se rătăcesc în inima lor. N-au cunoscut căile mele, am jurat, dar în mânia mea că nu vor intra în odihna mea. Ce cuvinte groaznice. Omul care nu a înțeles căile lui Dumnezeu, probabil că nici nu va intra în odihna lui, în împărăția lui. Care sunt doar aceste căi lui Dumnezeu pe care este extrem de important pentru salvarea noastră să le înțelegem? Acesta este planul lui Dumnezeu. Ce este omul ca să-ți aduce aminte de el sau fiul omului ca să-l cercetezi? L-ai făcut pentru puțină vreme mai prejos de îngeri și apoi l-ai încununat cu slavă și cu cinste, l-ai pus peste lucrările mâinilor tare, toate le-ai supus sub picioarele lui. Aceasta este calea lui Dumnezeu înaintea ca să-i duce în noi valori interne, să trezească în noi o viață de credință, care să ne aducă la o viață de dragoste, Dumnezeu ne pune mai prejos decât alții, mai prejos de îngerii, mai prejos de oameni chiar. Acest proces de înjosire, de despreț, au trecut toți mari oamenii al lui Dumnezeu despre care citim în Sfânta Scriptură. Dar calea nu se termină aici cu înjosirea, calea se termină că după toate acestea, după ce vom învăța aceste lucruri care țin de lumea interioară, vom învăța ce este credința, ce este nădejde, ce este dragoste, Dumnezeu nu ne va lăsa acolo jos, nu ne va lăsa destruși, Dumnezeu ne va ridica, acesta este planul Lui. Omul lumesc, el nu rezistă astfel de proces, fiindcă tot ce are el sunt doar valori externe, bogăție, putere, slavă și dacă este lipsit de aceste lucruri, el nu rezistă, este mortal pentru om firesc să treacă prin astfel de înjosire. Dar omul lui Dumnezeu, el învață aceste lucruri și valori interioare. Omul lumesc nu are credință, de aceea spune Dumnezeu, ei totdeauna se rătăcesc în inima lor și oamenii care au rătăcit, ori cad în păcat atunci când, când tresc, trec printr-o înjăstire oarecare, sau cad în alte extreme, cad în cârtire care îi aduce sau la o revoltă la urmă, sau la o depresie și descurajare în Dumnezeu, în dragostea și bunătatea Lui. Au rătăcit pe căile lor, fiindcă n-au cunoscut care este calea lui Dumnezeu. Și acum, când vorbim despre dedicarea vieții lui Hristos, Prima, prima întrebare. Îi dăm slavă lui Hristos sau dorim noi să fim glorificați? Pentru ce ne dedicăm? Pentru ce depunem efort? Pentru ce slujim? Care este ținta? Apostolul Petru a trebuit să vadă deschis aceste lucrurile ca să poată să meargă după Domnul Isus în continuare. Domnul Isus întreabă cum puteți crede voi care umblați după slavă pe care vă dați unii altora și nu căutați slavă care vine de la singurul Dumnezeu? Este imposibil. Este imposibil. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să vedem aceste lucruri și să mergem pe calea lăsată de El. Apoi, următorul moment, dedicarea și timpul. Omul nededicat lui Hristos, Omul care este dedicat doar propriului egoism nu poate să aștepte. El are în mașină numai gaz, frână nu are, doar apasă acceleratorul, tot înainte, mai repede. Eu m-am dedicat, trebuie să facem ceva, fapte. El nu poate să aștepte până Dumnezeu să-și facă lucrarea ca să-i calea în față. Petru a primit o lecție și ne învață și pe noi. Uitați-vă ce spune el. A, Deci, El spune următoarele cuvinte, smeriți-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu pentru că la vremea lui el să vă înalțe. Deci Dumnezeu are pentru oricine care se, se, se dedică lui o slujire specială în care El se va proslăvi prin acest om. Acesta este planul Lui. Dar ca să se întâmple toate aceste lucruri, este un timp special. Deci 1 Petru 5 cu 6 Smeriți-vă dar sub mâna tare Lui Dumnezeu pentru că la vremea Lui El să vă înalțe. Deci este uh, o vreme specială. Și omul nededicat Lui Hristos în orice vreme va căuta să se pună în evidență. El nu poate să aștepte până la acest moment când Duhul Sfânt, puterea Duhului începe să se manifeste în el și deja se proslăvește Dumnezeu. De ce toate aceste lucruri despre care astăzi auzim atât de mult? Marketingul, PR-ul, creare de imagine, aceste lucruri sunt străine în împărăție lui Dumnezeu. Dumnezeu folosește cu totul alte metode, așa cum vedem în viața Domnului Isus. Frații lui, lui Hristos, i-au zis, pleacă de aici și du-te în Iudeia ca să vadă și ucinicii tăi lucrările pe care le faci. Nimeni nu face ceva în ascuns când caută să se facă cunoscut. Dacă faci aceste lucruri, arată-te lumii. Tocmai aceasta este viața de credință. Când faci o faptă bună, să o faci în ascuns. Când faci o rugăciune din toată inima, să o faci din ascuns. Nu ca să te vadă oamenii. Și omul care nu cunoaște pe Dumnezeu, care nu a învățat aceste lucruri, el va căuta exact cum spuneau frații, arată-te lumii. Căci frații lui nu credeau în el. Iisus le-a zis, vremea mea n-a sosit încă, dar vouă vremea totdeauna este prielnică. Deci Dumnezeu are timp special pentru om dedicat special pentru el. Și omul care caută doar egoismul, dar slavă lui, nu va aștepta până atunci și va fi zdrobit, cum a fost zdrobit și Petru. Deci el a vrut să se proslavească, să arate cât este de dedicat, încât poate să-l salveze și pe salvatorul. Și a trebuit să înveți acest lucru, că va fi timpul și pentru tine, Petru, ca să-l proslovești pe Dumnezeu cu viața ta și cu moartea chiar, dar acesta nu este timpul tău. Și ultimul lucru despre care vorbim, vorbim despre dedicare, dedicarea și dragostea. Apostolul Pavel scrie, chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o ramă sunătoare sau un chemval zângânitor. Și chiar dacă aș avea darul prorocii, și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința, așa încât să muci munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Cum oare un omul care jertfește atât de mult, încât și toată averea poate să jertfească lui Dumnezeu. Și trupul poate să jertfească lui Dumnezeu. Cum adică să nu-i folosească la nimic? Când vorbim încă despre lucrurile la început, au venit să aducă jertfă lui Dumnezeu doi frați, Cain și Abel. Se pare că și unul aduce jertfă și altul, dar totuși cât de diferiți sunt ei. Cain, care era de la cel rău, pe urmă a ucis pe fratele său și pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau neprihănite. Cain a adus o jertfă de ochii lumii, pentru că așa trebuia ca să-l vadă alții, că este un om care îl cinstește pe Dumnezeu. Poate am văzut și noi oamenii care au adus jertfă sau au făcut o faptă bună, însă pe urmă le pare rău și unii chiar se înrăiesc că nici, poate nici nu a meritat acel om să facă o faptă bună pentru el. Poate chiar noi am avut astfel de experiențe când ne pare rău că pentru cineva am făcut un lucru bun. Așa se întâmplă cu jertfele care au fost făcute în numele nostru. De multe ori o să ne pară rău, fiindcă nu folosește la nimic. Dacă Petru aducea viața lui ca jertfă pentru Domnul Iisus, dar în numele său, cum credeți, ce răspuns avea să primească de la din ceruri? De ce Domnul Iisus îl trage într-o parte de la această margine al prăpăstei ca să l salveze? Îl împinge, nu este timpul tău, Petre. Și în curând, foarte, foarte în curând, Petru vede că în inima lui, de fapt, nu este dragoste în inima lui era frica. În dragoste nu este frică, spune Apostolul Ioan, ci dragoste desăvârșită izgonește frica, pentru că frica are cu ea pedeapsa, adică frica aduce un chin în ea și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Oare toate faptele noastre bune sunt bune? Dacă facem o faptă bună de frică ca să nu fim desconsiderați sau să nu pierdem bunăvoința șefului, colegilor de lucru sau fraților din biserică sau societății, dacă acesta este motivul, facem o faptă bună din frică, să știm că nu ne va duce niciun folos o astfel de faptă bună. Și frica, uneori chiar poate masca mânia și nedorință de a ierta. Poate acel om de care ți este frică, anume față de el retrăiește aceste sentimente adânci de neiertare, de nemânie și frică doar atenuează, maschează această atitudine incorrectă față de fratele meu sau de o persoană, de la serviciu sau din alt domeniu al vieții mele. În dragostea adevărată, frică nu este. Și întrebarea când ne dedicăm lui Hristos, îl slujim pe Hristos din dragoste sau din frică. Un bărbat al credinței, un sfânt, a spus odată: Multă vreme m-am temut de Dumnezeu. Acum însă Îl iubesc. A ajuns și eu, peste zeci și zeci de ani de slujire, cu aceste relații. Acum, Doamne, nu mă mai tem de tine. Acum te iubesc. Am ajuns la concluzii. Petru a căzut când femeile au intrat în mormântul gol după învierea Domnului Isus. Iată că s-a arătat un înger și le spune, duceți-vă, despuneți ucenicilor Domnului și lui Petru, că merge înaintea voastră în Galileea. N-a uitat îngerul să-l menționeze într-un mod special pe Petru, fiindcă dacă nu spunea aceste cuvinte, poate Petru spunea, nu mai sunt vrednic să fiu cu alți apostoli, eu știu cine sunt, dar îngerul menționează, spuneți-i și lui Petru. Și Petru merge în Galileea. Și iată când au prânzit între Petru și Domnul Isus se întâmplă următoare conversație. Isus a zis lui Simon Petru, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Isus i-a zis, Paște, milușeie mei. I-a zis a doua oară, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Isus i-a zis, Paște, uițele mele. A treia oară i-a zis Isus: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întrestat că i-a zisese a treia oară, mă iubești? Și i-a răspuns, Doamne, Tu toate le știi. Știi? că te iubesc. Iisus i-a zis, paște oile mele. Deci a fost important pentru Domnul Iisus ca Petru să dea acest răspuns bine gândit. Și Petru s-a întristat o a treia dată de ce o întreabă Domnul. Uneori noi citim cum ne învață Scriptura să ne comportăm cu un frate care a greșit în fața noastră la început să vorbești între tine și el de această situație, apoi să-l duci în fața bisericii și dacă la câțiva martori și apoi nici dacă în biserică nu vrea să te asculte, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Dar vedem clar în relația Domnului Iisus față de Petru care a căzut de la credință că Petru este condus cu dragoste de Domnul Iisus la pocăință când noi am avut o situație neplăcută cu cineva, ce de fapt dorim noi? Dorim treptat, înceteșor, înceteșor să-l aducem să înțeleagă ce a făcut? Căutăm noi să-l salvăm pe frate sau să scăpăm de frate? Care este motivul? Scriptura spune că întristare după voia lui Dumnezeu aduce o păcăință care aduce mântuire. De ce pentru Hristos este important să vă ducă pe Petru la pocăință și în sfârșit? A treia dată Petru spune, Doamne, toate le știi. Știi trădarea, știi lacrimele amare, știi că totuși te iubesc și nu-mi imaginez viața fără tine. Și Domnul îl restabilește și îl spune să urmeze. Se pare că cine pentru noi oamenii poate să fie un exemplu mai bun de dedicare, de credință decât apostoli. Acești oameni care au slujit cu Domnul Isus, care au vindicat, au făcut minuni, au scos draci, oameni care au văzut și au ascultat tot ce au vorbit Domnul Isus, și totuși vedem că până la urmă nu erau nici ei pocăiți. Ce atitudine avem noi față de cei ce sunt în biserică? Eu cred că cineva poate să meargă toată viața lui biserică, dar ca și apostolul Petru, până la urmă să nu fie pocăit, măcar că este un frate. Dar totuși n-a înțeles careva lucruri. Nu s-a întâlnit cu Isus așa cum s-a întâlnit Petru atunci în Galileea. Ce avem noi față astfel de frați nedesăvârșiți în credință? Poate chiar noi suntem astfel de oameni? Nu vă plângeți unii împotriva altora fraților, ca să nu fiți judecați iată că judecătorul este chiar la ușă. Așadar, primiți-vă unii pe alții, cum v-a primit și pe voi Hristos spre slavă lui Dumnezeu. Domnul Iisus, de un exemplu, cum să-l tratăm pe fratele care nu numai e greșit, dar chiar a căzut de la credință. Simon Petru vrând să demonstreze Domnului Iisus că de tare îl iubește, a scos sabia, a lovit pe robul marelui preot, i-a tăiat urechea, robul acela se numea Malhu. Dar Iisus a luat cuvântul și a zis, lăsați până aici și s-a atins de urechea omului acelui și l-a vindicat. Iisus a zis lui Petru, bagă-ți sabia în teacă. Poate astăzi noi suntem ca apostolul Petru cu sabia, mergem și îi lovim pe cei care nu merg după Domnul Iisus așa cum noi credem că ar fi bine nu este o Domnului Isus să avem sabia în mână, el spune, bagă sabia în teacă. Domnul Isus are alte metode față de Petru, față de robii marelui preot, față de toată omenirea. Petru a învățat această lecție și el spune, mai presus de toate, să aveți o dragoste fierbinte, unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcat. Întrebarea la urmă este următoare. Eu cred în Hristos, vorbesc despre Hristos, dar oare îl iubesc pe El? Oare iubesc frații Lui și surorele Lui din biserică? Dacă astăzi am făcut o concluzie nu prea plăcută, că nu întocmai îi iubesc, nu este cea mai mare problemă când Petru s-a lepădat de Domnul Isus Hristos, este scris că Domnul s-a întors și s-a uitat țintă la Petru. Când s-a uitat țintă la Petru, această privire în noaptea aceea l-a salvat pe Petru de moarte. Nu și-a pus capătul zilelor din înțelegerea cine este el, fiindcă această privire era țintită drept în inima apostolului Petru. Nu este problemă dacă nu suntem desăvârșiți în dedicare sau în dragoste. Problema este atunci când îl pierdem pe Hristos ca țintă, când nu-l mai vedem. De aceea, aici vreau să închei. Dedicarea noastră pornește de la El, de la dragostea Lui. Haideți să-L vedem astăzi când vom participa la cina Domnului și El să fie în centrul atenției noastre. Amin.